Bună ziua, sunt subinspector de poliție Liza Ana Maria, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița. Tema declarației de presă organizate astăzi vizează măsurile care au fost dispuse la nivelul județului Dâmbovița pentru ca cetățenii să petreacă mini-vacanța de Revelion în siguranță. Pentru a trece în siguranță în noul an, conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița a luat măsuri de suplimentare a efectivului, polițiștii urmând a fi prezenți în stradă, pregătiți să acționeze prompt și în sprijinul cetățenilor pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte de natură penală sau contravențională. În perioada 29 decembrie-2 ianuarie, zilnic, peste 200 de polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, rutieră, investigații criminale, economic, arme, criminalistică și acțiuni speciale, își vor exercita atribuțiile de serviciu pe segmentele specifice și vor acționa pentru asigurarea respectării ordinii și liniștii publice. Polițiștii din structurile operative vor interveni pentru gestionarea tuturor sesizărilor primite din partea cetățenilor. Precizăm că măsurile dispuse în această perioadă au în vedere și prevenirea și combaterea faptelor care aduc atingere vieții și integrității corporale, precum și a faptelor de furt. Polițiștii Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase Dâmbovița, împreună cu polițiștii din cadrul altor structuri, vor acționa în piețe, târguri, centre comerciale și zone adiacente pentru prevenirea și combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale ce reglementează deținerea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice. De asemenea, pentru evitarea evenimentelor nedorite, polițiștii vor fi prezenți în zonele unde se preconizează organizarea unor manifestări publice. Având în vedere că în fiecare an, în noaptea de Revelion, mulți cetățeni folosesc articole pirotehnice pentru divertisment, reamintim că acestea trebuie utilizate numai după luarea măsurilor de protejare a persoanelor din jur, a bunurilor și a mediului. Atragem atenția că cetățenii au dreptul să folosească doar articole pirotehnice din categoria celor destinate publicului larg, care pot fi achiziționate în mod legal de la operatori economici autorizați. Celelalte categorii de materiale pirotehnice pot fi folosite doar de personal specializat, care cunoaște regulile de manevrare, astfel încât să fie prevenite incidentele. De asemenea, întrucât în zilele următoare se va înregistra o intensificare a circulației, polițiștii vor monitoriza și asigura fluența traficului rutier pentru ca cetățenii să ajungă cu bine în zonele unde au ales să petreacă noaptea dintre azi. Prevenirea și combaterea nerespectării regimului legal de viteză, precum și depistarea persoanelor care conduc sub influența alcoolului sau a unor substanțe psihoactive, se află printre obiectivele principale în activitățile polițiștilor rutieri, aceștia acționând pentru prevenirea victimizării cetățenilor prin accidente rutiere. Pentru evitarea neplăcerilor, poliția rutieră face apel la toți participanții la trafic să-și planifice din timp călătoriile, să se informeze cu privire la traseul ales, starea drumurilor și prognoza meteo. Pentru o mini-vacanță în siguranță, polițiștii din Dâmbovița vă recomandă să adoptați un comportament civilizat, să respectați indicațiile polițiștilor, să fiți atenți la bunurile personale pentru a nu deveni victimele infracțiunilor de furt, să circulați cu viteză moderată, să fiți prudent în trafic, să purtați centura de siguranță și să nu aveți alte preocupări la volan care vă pot distrage atenția și vă pot pune în pericol. Nu consumați băuturi alcoolice înainte de a vă urca la volan. De asemenea, nu consumați substanțe psihoactive. Nu răspundeți la provocări cu violență, încercați să evitați conflictele, iar în caz de nevoie, apelați la Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112. Bună ziua! În perioada mini-vacanței de Revelion, jandarmii dâmbovițeni vor acționa zilnic pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Dâmbovița, fiind pregătiți să intervină pentru prevenirea și combaterea oricăror evenimente care pot afecta liniștea cetățenilor. În plus, jandarmii vor continua și misiunile permanente de pază și protecție instituțională la obiectivele stabilite în responsabilitate. Pentru siguranța dâmbovițenilor, patrulele de ordine publică vor acționa independent și în sistem integrat, cu dispozitive adaptate nevoilor operative și vor avea în vedere prevenirea infracțiunilor stradale și descurajarea faptelor antisociale. Tot în această perioadă, jandarmii montani de la posturile Peștera și Zănoaga vor veghea permanent și vor interveni cu promptitudine pentru sprijinirea turiștilor aflați în dificultate în zona de responsabilitate din platoul montan Bucegi. Pentru a evita producerea unor incidente, facem următoarele recomandări. Cetățenii care participă la evenimente ce implică un public numeros sunt rugați să manifeste răbdare,
să respecte indicațiile structurilor de ordine publică și să evite implicarea în conflicte de orice natură. În cazul în care sunt martorii săvârșirii unor fapte de natură antisocială sau le este tulburată liniștea, cetățenii să solicite sprijin prin sistemul unic de urgență 112. În această perioadă, părinții sunt rugați să supravegheze cu atenție sporită copiii pentru a preveni eventualele vătămări în urma folosirii obiectelor de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Persoanele care vor alege să-și petreacă timpul în zona montană să se informeze asupra stării vremii, itinerarului, condițiilor climatice locale, să folosească drumurile deschise circulației și traseele montane marcate, iar în situații dificile, să solicite sprijinul Jandarmeriei Montane prin intermediul numărului unic de urgență 112. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt sublocotenent Popescu Radu, purtător de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Basarab I a Județului Dâmbovița. În perioada 30 decembrie-2 ianuarie, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Basarab I va monitoriza permanent evoluția situației operative din teren, iar la nevoie vor fi dispuse măsuri suplimentare pentru optimizarea misiunilor de răspuns în sprijinul comunităților. Zilnic, peste 130 de pompieri care încadrează mijloace tehnice vor fi pregătiți să intervină pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile vieții. Prevenirea reprezintă o componentă extrem de importantă pentru evitarea evenimentelor deosebite care pot pune în pericol viața sau bunurile. Astfel, pentru înlăturarea și reducerea riscului de manifestare a situațiilor de urgență, în perioada aceasta se vor intensifica controlele de prevenire cu prioritate la locații unde se preconizează participarea unui număr mare de persoane. De asemenea, pentru menținerea climatului de siguranță, misiunile din dinamică vor fi optim acoperite prin intermediul celor peste 100 de mijloace tehnice, incluzând echipaje de stingere, echipaje de descarcerare și ambulanțe SMURT. Pentru a preîntâmpina producerea unor evenimente nedorite, recomandăm cetățenilor să respecte următoarele măsuri preventive. La susținerea unitatea de cazare unde se organizează revelionul, turiștii sunt sfătuiți să consulte planul de evacuare în caz de incendiu și să se informeze cu privire la modul de comportare în caz de incendiu. Evitați improvizațiile la nivelul instalațiilor termice și electrice și efectuați verificări periodice la acestea. Nu utilizați substanțe ușor inflamabile, benzină, motorină, pentru aprinderea focului. Evitați alimentarea simultană a mai multor consumatori electrici dintr-o singură sursă. Interziceți jocul copiilor cu focul. Facem apel la cetățeni să nu utilizeze artificiile, petardele și alte mijloace pirotehnice în încăperi sau spații închise. Vă mulțumesc! Bună ziua! Sunt comisar șef de poliție Nicoleta Bobe din cadrul Agenției Naționale Antidrog, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dâmbovița. Și în perioada care urmează, specialiștii centrului vor desfășura activități specifice de informare, evaluare, consiliere și asistență medico-psihosocială pentru consumul și dependența de droguri. Pentru că în aceste zile să le petreceți în siguranță, manifestați prudență în relațiile cu persoanele necunoscute și solicitați ajutor dacă dumneavoastră sau persoanele apropiate sunteți în pericol. Totodată, atunci când sunteți martorul sau victima unui conflict în care sunt implicate persoane care au consumat băuturi alcoolice sau droguri, vă recomandăm să nu interveniți, să rețineți cât mai multe detalii și să sunați la numărul unic de urgență 112. De asemenea, vă reamintim că un consum excesiv de alcool sau consumul de substanțe psihoactive influențează negativ și performanța de conducere a unui autoturism, contribuind la creșterea riscului de accidente rutiere grave. Aceste substanțe acționează asupra sistemului nervos central, cu efecte atât asupra sănătății fizice, cât și psihice, generând tulburări emoționale și de comportament. Gândiți-vă de două ori înainte de a lua o decizie care poate influența nu doar viața dumneavoastră, ci și pe a celor dragi. Petreceți timp de calitate alături de familie și prieteni și, dacă observați că aceștia au nevoie de ajutor, cereți sprijin specialiștilor. La final de an, mulțumim tuturor cetățenilor care au dat dovadă de responsabilitate și implicare în activitățile de prevenire antidrog. Consumul de droguri ne privește pe toți. Împreună putem salva vieți și oferi siguranță comunității.
În numele colegilor prezenți astăzi aici, vă urăm un an nou cu multe bucurii și împliniri. La mulți ani!